iubite surori și cei de la cor, și tare, tare iubiți copilași cu minți. Eu cred că sunteți cu minți toți sau o să deveniți cu timpul. Și eu cam pe la vârsta de 70 de ani am început să devin mai cu minte. Mă bucur să fiu iarăși cu dumneavoastră. E adevărat minune de la Dumnezeu că sunt aici. La 29 februarie au fost 40 de ani de când, mergând de la casa mea la biserică, la noi nu erau mașinile, mergeam. Mergând, o mașină a securității s-a oprit în fața mea, patru gealați m-au aruncat în automobilul acela, trebuiam să dispar de pe fața pământului. Era o duminică dimineață, trebuiam să predic în biserica aceea. Aveam în program să predic despre răbdarea lui Iov. Dar Dumnezeu s-a gândit întâi să văd dacă vor plantare răbdare înainte ca să predice. Și am dispărut pe suprafața pământului. După vreo 14 ani am venit într-o duminică la biserica aceea și am predicat despre răbdarea lui Iov. Dar trecusem eu întâi prin 14 ani de închisoare. Și cum a spus fratele, eram tare, tare bolnav. Eram pe moarte socotit. Dar Dumnezeu este mare. Uite că sunt liber și sunt aici și sunt împreună cu atâția frați și surori iubite și cu copilașii aceștia dragi. Lui să fie slava pentru toate. Știu că mulți mă vor întreba și ca să nu răspund la 100, vă spun la toți deodată. Nevastă mea este greu bolnavă, încă nu se știe precis ce este, însă are dureri mari în partea de jos, a trupului de la șoldă în jos, și v-aș îndemna să vă rugați pentru dânsa, m-a rugat să vă transmit salutările ei și puteți fi sigur că ea de 50 de ani tot se roagă pentru fiecare. Și acum, înainte de a vă vorbi, vreau să spun că cu ajutorul lui Dumnezeu am scris o carte numită Dovezi ale Existenței lui Dumnezeu, în românește, care intră în România, țara aceasta, cartea aceasta. Dar se poate cumpăra aici la ieșire un frate care are cartea aceasta. Nu ne place să vindem, dar ne costă introducerea cărții în România. Cei care puteți, vă rugăm să plătiți $3 pentru ea. Dar dacă cineva nu are bani, noi nu facem negustorie. N-aveți decât să o luați. Și altul care poate da mai mult, n-are decât să dea mai mult. Va fi acolo și revista noastră, Vocea Martirilor. Încă o dată v-am mai spus și vă mai spun că cei dintre dumneavoastră care știți engleză, dați cuiva de acolo, care o să-mi dea mie să strângă numele și adresa voastră exactă și o să primiți în fiecare lună gratis de la noi o revistă cu fotografiile celor care stau prin închisori, cu povestirile lor și veți putea să vă rugați în mod inteligent. Fratele Vasile Șipilov în Rusia e la închisoare de 48 de ani. Fratele Chunghu Chang în China e la închisoare de 41 de ani. Ăștia au nevoie de rugăciunile noastre. Și ca să ne putem ruga, trebuie să știți despre ei, noi publicăm mereu despre aceștia. A venit la Los Angeles acum un frate, Nicolae Goretoi, din Rusia, care a stat la închisoare 14 ani, are 10 copii, 50 de nepoți și 3 strănepoți. Și acum la Los Angeles, organizația din care eu fac parte, organizația se numește Misiunea Creștină pentru lumea comunistă, noi la aceștia îi ajutăm când vin. Îi ajutăm pe unii să-și cumpere o casă, down payment, cum se spune aici, să-și pună arvuna. Dar ăstuia, cu 10 copii, cu 50 de nepoți și 3 strănepoți, el nu are nevoie de o casă, el are nevoie de un bloc de case. Și sunt nevoie de aceștia, dar și el are de
spus lucruri minunate despre ce a făcut Dumnezeu pentru el în închisoare și să-l vedeți plin de bucurie și de voioșie. De asemenea, la Chicago este acum un frate baptist, Mihail Hailo, a fost 7 ani ținut în casa de nebuni pentru credința lui. Lui i-au dat drumul, fiindcă de la președintele Reagan în jos și organizația noastră și fel de fel de biserici au intervenit pentru el. El e liber acum, dar pe 2 din băieții lui i-a băgat la închisoare, condamnat unul la 15 ani și unul la 9 ani pentru credință, sub Gorbaciov condamnat la credință. Așa că vă rugați pentru Hailo și pentru Shipilov. Poate vă notați numele acestea, să nu uitați. Scoateți acum creionul vostru și scriți Hailo și Shipilov. Acum, textul din care, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vorbesc, vi s-a citit, e din Iov, capitolul 7, când vei, 7, versetul 18, 17, ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el, ca să iei seama la el, să-l cercetezi în toate diminețele și să-l încerci în toate clipele. Acum e o clipă. Acum, în clipa asta, ești încercat, ești supus unui examen al lui Dumnezeu. Peste 5 minute treci iarăși un examen al lui Dumnezeu. În fiecare clipă noi suntem cercetați. Vrei să conduci un automobil aici în America, trebuie să treci un examen. N-ai reușit examenul, ai ocazia să mai dai examenul altă dată. Suntem iarăși și iarăși examinați. Fiecare faptă a vieții noastre este examinată și vede Dumnezeu dacă e bună, dacă e rea, cât de rea este, cât de bună, ca să ne îndrumeze. Noi suntem cercetați în fiecare clipă. Fiecare secundă este un dar pe care Dumnezeu îl face. A trecut secunda să întoarce la Dumnezeu și Dumnezeu întreabă, e ce a făcut omul ăsta cu secunda pe care eu i-am dăruit-o? Mi-a dat Dumnezeu să cunosc eu personal unii oameni pe care i-aș putea numi artiști ai vieții. Știau ce să facă din viața lor. Iar despre alții numai că am citit. Însă mult am fost impresionat de oameni care știau ce să facă cu viața. În Rusia a murit de curând un frate al nostru, numele lui era Isaac Itkin. El știa, eu de la Dumnezeu am primit un dar, să fiu un sculptor. El știa din marmură, din asta, să facă niște chipuri frumoase. Acum el își dădea seama, nu, sculptori sunt de diferite feluri, nu sunt toți mari sculptori. El nu era un mare sculptor, dar a știut, însărcinarea mea din partea lui Dumnezeu este să fac lucrările astea de artă. L-au băgat la închisoare. L-au băgat la închisoare, l-au ținut într-o celulă singur și n-avea marmură. N-avea nici măcar lemn din care să cioplească ceva. Și a spus, dar Dumnezeu pe mine m-a chemat să fiu sculptor. Și se dădea în fiecare zi o felie de pâine. Era om norocos că pe vremea când eu eram la închisoare, primeam o felie de pâine pe săptămână. El primea în fiecare zi o felie de pâine dimineața. El nu mânca, adică mânca numai coaja. Și miezul îl lăsa și toată ziua din miezul ăla el făcea figuri mici și iar le mai strica și iar le făcea mai frumoase un copil, o fată, un bărbat, ceva, diferite chipuri. Și asta timp de ani el a făcut așa. După aceea l-au trimis în Siberia la muncă forțată, în pădure, să taie copaci. Muncă foarte grea. Dar el era fericit, acum am lemn. Dai copaci pentru stat și îmi iau și mie o bucată de lemn și din bucata asta de lemn pot să fac. Și după ce 30 de ani, el s-a chinuit așa, dar n-a părăsit ceea ce a fost darul pe care Dumnezeu lui l-a dat. Unea îi dă muzica, cum le dă la fetele și la băieții aceștia, unora le dă să poată cânta, altora un instrument muzical, altora le dă un alt dar foarte important, să știe să tacă, și ăsta un dar mare de la Dumnezeu. Altora le dă, fiecare dintre noi ne dă câte un dar,
El a știut, darul meu este acesta, să bucur ochii oamenilor arătându-le lucruri frumoase. După 30 de ani, el a devenit un mare sculptor. Când a fost liberat, el era unul din mari sculptori ai Rusiei, fiindcă a știut ce să facă cu viața lui, n-a abandonat. Aici, în California, v-aș ruga să mergeți vreodată în orașul Palos Verdes, aici, lângă Los Angeles. Acolo există Wayfarer Chapel, capela călătorilor, și acolo veți vedea amintirea lui Helen Keller, nu știu care știți de ea. Aici, în California, s-a născut o fată care era oarbă, surdă și mută. Vă dați seama ce înseamnă? Oarbă, surdă și mută. Ea nu știa nimic din lumea aceasta. De la început ea era foarte rea, fiindcă toate lucrurile din casă erau dușmanii ei. Ea se lovia de fiecare scaun și de fiecare masă, pretutindeni, numai rând pe corpul ei. A găsit o învățătoare bună, care învățătoarea aceasta, prin pipăiri pe mâna ei, un fel de alfabet, în felul cum pipăia, i-a făcut cunoscută lumea întreagă, a trecut cu ea școala, a trecut cu ea universitatea și ea, această oarbă, surdă și mută, a devenit o mare scriitoare, o mare predicatoare. Ea spunea, aducea, nu predicări, dar mărturii pentru Dumnezeu, intra în cârcium, unde erau bețivii, se urca pe masă, oarbă, surdă și mută, și bețivii se strângeau împrejurul ei, și ea făcea semne pe brațul acestei învățătoare și aia traducea și le povestea despre ce a făcut Iisus pentru ea. Ea a fost întemeietoarea Asociației Mondiale a Orbilor, care a făcut ca multe legi în favoarea orbilor să se facă în diferite țări. Ea a făcut să se descopere alfabetul ăla brai, care știți că prin pipăiri orbii pipăie, fiecare literă este altă ceva, și astfel orbii poate să capete cultură. Și ea a spus, toți mă comportimesc pe mine că eu n-am ochi și n-am urechi. N-am ochi, dar n-am urechi și n-am urechi. Dar am o minte, am o imaginație. Și lumea pe care o văd eu fără ochi e mai frumoasă decât lumea pe care voi o vedeți și nu o apreciați. Am auzit că voi vedeți numai 7 culori ale curcubiului, dar la mine culorile sunt nenumărate. Voi aveți urechi și auziți toate prostiile și toate relele care le vorbesc cu oamenii. Eu n-am urechi și de aceea eu aud cântece îngerești și aud vocea lui Dumnezeu și sunt chemată, eu care nu văd, nu aud și nu pot vorbi, eu sunt chemată să spun unui lum care are urechi și ochi și limbă, să le spun frumusețea creației lui Dumnezeu. Ea nu s-a lăsat oprimată, nu s-a lăsat distrusă de faptul că avea astfel de greutăți în viață. Sunt unii dintre noi, fiecare avem greutăți și credeți-mă pe mine că am și eu destule. Dar greutatea poate fie să te doboare, greutatea poate să fie un îndemn, să mă ridic mai sus, să biruiesc această greutate și să fac cinste lui Dumnezeu și să folosesc celor din prejurul meu în ciuda greutăților ei. Și ea a devenit una din marile binefăcătoare ale omenirii. De curând mi-a scris o soră că s-a dus să viziteze pe mama ei în vârstă de 91 de ani. Mama ei, în alt oraș, a căzut și și-a rupt un picior. Imediat s-a dus acolo să o vadă. Mama trăia cu fata și cu ginerile, dar fata și ginerile erau la servici. Și ea era singură la vârsta de 91 de ani, când trebuie să fie servit. Era singură în pat, nu se putea mișca, dacă avea nevoie de un par de apă, dacă avea nevoie de ceva, n-avea pe nimeni, trebuia să zacă acolo în patul acest. Și zice, m-am dus la mama aceasta bătrână de 91 de ani, care nu se putea mișca, și fața ei era zâmbitoare, era o bucurie și sora noastră plângând. I-a spus mamii, mamă, câtă suferință ai, ce tristă trebuie tu să fii. Deci eu n-am timp pentru tristețe, eu am atâtea motive de bucurie, acum că piciorul mi este frânt și nu mă pot mișca, mulțumesc lui Dumnezeu pentru 91 de ani în care picioarele mi-au fost bune și am putut să umblu. Decât să mă gândesc la ziua aceasta, că nu pot să umblu, eu mă bucur de 91 de ani în care am putut umbla,
artiști ai vieții. V-am mai povestit, mi se pare, de o soră și vreau să vă amintesc numai de ea. A fost o soră aici în America. Mai este ea. O soră aici în America. Când a fost copilă, ea a auzit în biserica ei despre misionari și misionare care se duc în Africa, în Asia, în jungle, în sălbăticii, printre canibali, printre mâncătorii de oameni, printre sălbatici și își ridică viața și predică Evanghelia. Și fiind copilă de 7-8 ani, a spus, așa o misionară o să mă fac și eu. Ei nu s-a făcut misionară, împrejurările vieții au fost așa. Când a ajuns la vârsta de 18-19 ani, și-a schimbat rugăciunea. Doamne, misionară nu m-am făcut, dar să-mi dai un tânăr, un băiat, să fie bun, să fie cu minte, să fie credincios, să fie un soț potrivit pentru mine. Și Dumnezeu i-a împlinit rugăciunea aceasta, a găsit un astfel de băiat și a fost 6 săptămâni foarte fericită împreună cu el. După 6 săptămâni a izbucnit ultimul război mondial, el a fost luat pe front, 3 ani de zile a fost pe front, în bătălii, a căzut rănit, a mai fost și un an în spital și când a venit înapoi după 4 ani, nu mai era soțul acela bun și credincios, pe front erau înjurături și erau băutură și erau fumat și erau de toate lucrurile care sunt pe front, ostași singuri, fără de familiile lor și el pierduse totul, totul. Și într-o seară vine biat și ea cu simțul ăla pe care unele femei îl au, ea simțea că el vine de la o altă femeie. Și biat s-a culcat pe canapia și a dormit. Ea a avut o frământare interioară și s-a rugat și de la Dumnezeu i-a venit o lumină să strige, Haleluia! Doamne, Tu mi-ai împlinit rugăciunea! Nu mi-a fost mie prima dorință să fiu o misionară la sălbatici, la canibal. Dar sălbatici sunt departe, în Africa. Trebuie să călătoresc atât de departe să mă coste $1000 să ajung acolo. Acum Tu mi-ai dat un sălbatic aici la mine în casă. Mi-ai dat un soț sălbatic. Aleluia, taman ce am dorit eu să pot pe un sălbatic să-l ajung la Dumnezeu, să-l aduc la Dumnezeu. Și i-a ajutat Dumnezeu, el l-a adus. Și 40 de ani au trecut de atunci, el încă îi aduce în fiecare zi o floricică, drept recunoștință, că nu l-a abandonat când a fost sălbatic. Sunt oameni care știu ce să facă cu viețile lor. Știu cui aparțin, știu care este datoria lor și nu se uită la vânt, la ploaie, nu se uită că sunt săraci, că sunt bogați, că sunt bolnavi, că sunt cu picioarele întregi sau sunt cu picioarele frânte, că au un necaz, au un soț bun, au un soț rău, o soție bună, o soție rea, cu un copil le frânge inima. Tot poate să se întâmple orice. Eu știu drumul pe care eu vreau să-l merg și merg drumul acesta. Fie în închisoare, fie în libertate, cu lanțuri de picioare, sau într-un automobil elegant, în fața ușii mele, orice ar fi. Eu știu la ce sunt chemat. Tare mulți dintre noi facem alegerile greșite. Zice că Dumnezeu ne cercetează pe noi în fiecare clipă. Luăm atitudinea dreaptă sau atitudinea falsă. A fost unul Cain, a citit despre el în Biblie. Ce om norocos a fost Cain ăsta? Ce har, ce privilegiu avea ăsta de la Dumnezeu, că avea un frate care era în așa relații bune cu Dumnezeu, când îi genunchea să se roage sau să aducă o mică jertfă, Dumnezeu nu mai putea de dragul lui Abel și admitea lui Abel tot ce cerea el. Aleluia, bine că am așa un frate. Eu nu știu să mă rog, eu nu știu ce jertfă să aduc, dar fratele meu știe. Și trebuia să-i spună, Abel dragă, sunt așa de bucuros că jertfele tale le primește Dumnezeu și data viitoare când te întâlnești cu Dumnezeu, spune și de frate tău, spune și de Cain, uite ce dorință am eu, spune-le lui, tu ești bun la Dumnezeu, tu o să capi ceva pentru mine. În loc să ia atitudinea aceasta normală, la el invidia, el de ce să aibă și eu să nu am, și a ajuns ucigaș și a ajuns un blestemat. A fost unul Esau. Ce binecuvântare avea Esau. El se trăgea din Avram, din Isaac și avea făgăduința. Din tine va ieși un popor, cât nisipul mării. Și tu vei avea binecuvântările. Și din tine va ieși Mesia. Și ce vei fi o binecuvântare, te vor pomeni. Și într-o zi a fost flămând. Acum foame se poate și purta, se poate suporta foamea, nu? Eu am fost flământ 14 ani. El n-a avut la prânz. O să mănânce seara sau o să mănânce a doua zi. Și și-a vândut toate drepturile de întâi născut pentru o ciorbă.
Este un om în Biblie al cărui nume nu ni se spune, că nu merită să se spună numele lui. Nu ni se spune numele. Știți că Noul Testament începe cu o listă de onoare. Toți strămoșii lui Iisus și bunicele lui Iisus, ce onoare să faci parte din neamul acesta, din tine, să se tragă după trup Iisus. Acolo trebuia să fie un om, numele nu ni se spune în Biblie, se spune în cartea lui Rut, capitolul 4, că era un om, un om. Și omul ăsta se întâlnește cu unul Boaz. Și Boaz spune, uite, este una Rut. Rut e ceva cu totul neobișnuit, se vede pe fața ei, în ochii ei, inima ei, este o inimă, ea nu este evreică, dar este așa de atașată de poporul nostru. Ea i-a spus soacrei ei, poporul tău e poporul meu, unde mergi tu, voi merge și eu, ia orice suferință asupra mea, eu vreau să urmez pe Dumnezeul tău. Și uite, ea este rudă, prin faptul că soțul ei fusese evreu, uite, ia-o acum, a rămas văduvă și vei fi fericit și urmează să se nască poate Mesia din fața aceasta. Știți că ea nu este evrei, că nu face parte. Ce îmi trebuie mie asta? Și săracă, e tocmai refugiată venită de dincolo. Eu am afaceri, eu am alte pământuri, mie îmi trebuie o fată care să-mi aducă, într-adevăr. Și a, nu. Și Boaz a spus, tu, noi, noi, o iau eu. Și în Noul Testament, pe prima pagină, Boaz, din care se trage Obed, din care se trage Iese, din care se trage David, și Iisus, titlul lui, este fiul lui David. Așa. N-a știut să aleagă momentul potrivit. N-a știut să aleagă momentul potrivit. Acum, să intercalez ceva personal. Dumnezeu mi-a ajutat să fac două alegeri foarte bune. Multe hotărâri false am luat eu. Dar două hotărâri care mi-au dat multă fericire. Întâi când am ales să am drept nevastă pe Bintia. Dacă n-ar fi fost ea, eu n-aș fi astăzi creștin, n-aș fi păstor, n-aș fi om dacă n-ar fi fost. Și al doilea, când l-am găsit pe Iisus. Dar trebuie să știi să faci alegerea. Mereu suntem puși la încercare, mereu suntem puși la un examen și să știm, să găsim, să știm. Eu fac parte din poporul evreu. Și poporul evreu e un popor cu mulți oameni inteligenți, cu multe daruri. Dar a făcut așa greșel, fiind pus în fața unei alegeri. Au ales greșit. A venit Iisus. Iisus, el însuși era un artist al vieții. Știa ce să facă dintr-o viață. Să făcuse om. Om la fel ca noi, ispitit în toate lucrurile ca și noi. Dar ce fel de om să făcuse? Să făcuse un om într-o familie tare săracă, s-a născut într-un grajd. N-a putut să treacă prin școli, prin universități. Existau și pe atunci universități. Dar el, ca copil, trebuia să lucreze într-o dulgherărie. Și făcea parte dintr-un popor asuprit, era Imperiul Roman, și avea lumea întreagă împotriva lui. De el a știut și dintr-o viață săracă și necăjită să poate face ceva foarte prețios. El s-a gândit bine și fiindcă s-a gândit bine, puțin a vorbit el în viața aceasta. Dar aceste lucruri puține au rămas, cerul și pământul vor trece. Și cuvintele lui, ale unui sărac, ale unui necăjit, ale unui prigonit, au rămas fiindcă el a știut cum să folosească darul acesta al unei vieți omenești pe care i-a dat Tatăl Ceresc. Și în seara cea din urmă trebuia să meargă în Ghetsemane, să fie acolo arestat, legat și dus la moarte. Ultimul gest înainte de a ajunge un prizonier a fost să spună apostolilor săi, uite ce mă așteaptă, voi fi biciuit, voi fi scuipat, să vor bate cuie în mâinile și în picioarele mele, haidem, haidem ce? Să fugim? Haidem să ne rugăm să nu se întâmple ceva? Nu! Haidem să ne rugăm! Haidem să cântăm, spune el. Au mers cântând, au cântat în ultima seară, știa că l-așteaptă biciuirea. Și, suror și frați, unii din voi sunteți într-o situație foarte grea. Unii sunteți bolnavi, unii aveți pe unul foarte drag bolnav, ceea ce este mai greu decât să fii bolnav tu însuți. Unii aveți mari necazuri cu copiii voștri. Unii aveți necazuri cu părinții voștri. Unii n-aveți servici, unora vă lipsește bani, alții automobilul nu merge. Eu necazul ăsta nu l-am niciodată, că n-am automobil, așa că n-am niciodată niciun necaz cu un automobil. Dar fiecare din noi avem câte un necaz, alții avem probleme sufletești care nu le putem rezolva. Ce să fac? În primul rând îți spun ce să nu faci. Nu murmura,
nu te plânge, nu te zbuciuma, fă ce a făcut Iisus, cânta. Eu am văzut frați la închisoare, erau necăjiți, erau flămânzi, erau bătuți, erau chinuiți, erau, în fine, erau cu păduchi, erau cu ploșnițe, erau cu tot ce vrei. Nu știau de neveștele lor, nu știau de mamele lor, nu știau nimica. Și aveau lanțuri de mâini și de picioare. S-a spus lanțuri? Aman bine, lanțuri sunt instrumente muzicale. Se poate cânta cu lanțuri așa cum se poate cânta cu o vioară, nu? Și a folosit lanțurile ca să însoțească cântările lor către Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu, slavă, slavă, clink, clang, clink, clang, slavă. Și lanțurile acompaniau cântecele lor. Și voi, când este suferința mai mare? Uitați-vă la Iisus, artistul vieții, artistul vieții. Când se meargă la așa suferință, a cântat. Și cântecul lui a rămas. El era un om disprețuit. El avea darul predicării, n-a mai fost în lume un predicator ca el. N-avea cui predica. Caiafa. Care din voi a citit vreodată predicele lui Caiafa? N-a citit. Păi era marele preot. N-a rămas o predică de pe urma lui. În templul în Ierusalim veneau sute de mii. El putea să predice la sute de mii. Și a predicat fleacuri, care n-au rămas în istorie. El a predicat într-o seară la un bătrân, care probabil că era și surd, că atunci când îmbătrânești, nu mai ai auzul ca altă dată. Și dacă a văzut un bătrân surd înainte lui, a vorbit la un bătrân surd. Despre nașterea din nou, aia a rămas. Odată era la o fântână și era o femeie care avusese nu știu câți bărbați și acum avea un alt bărbat. Cu doi omul avusese. Ăstea să-i vorbesc despre religie. Ăstea a vorbit. Și ceea ce a vorbit el a rămas. Azi dimineață eram într-o biserică americană foarte mică. Și parcă diavolul spunea, măi, tu să predici la așa o biserică mică. Dar în biserica aceea era un tablou. Deasupra altarului era un tablou. Iisus cu doi ucenici, pe drumul spre Emaus. Trebuia să spun, ce să mă apuc cu ăștia doi? Păi eu sunt așa mare predicator. Mie să mi se facă o adunare cu 2000 ca să predic. Dar el predica la ăștia doi. El nu disprețuia lucrurile mici. Nici voi nu disprețuiți împrejurările grele ale vieții voastre. În împrejurările acestea grele, voi vă puteți îndeplini datoria. Numai dacă alegeți totdeauna lucrurile drepte, ce am eu de făcut în viața mea? Mie mi-a dat Dumnezeu darul acesta să fiu timp de ani de zile singur într-o celulă, fără Biblie, fără nicio altă carte, fără frați, fără surori. Eram ca și Helen Keller, surdă, oarbă și mută. N-aveam cu cine vorbi, că eram singur. În partea aceea de închisoare era tăcere de plină, nu auzeai niciodată nicio vorbă și nicio șoaptă. Și nu aveai nimic de văzut decât ușa celulii, lanțuri, pereții, altceva nu aveai de văzut. Și mi-am dat seama că ochii sunt mare dar de la Dumnezeu, dacă bași de seama că ochii te fac să vezi. De ochii și îți limitează văzul. Cât de mult poți să vezi? Poți să vezi numai cât este aici, în camera asta. Nici măcar pe cei care sunt în spatele tău nu poți să-i vezi. Poți să vezi cu ochii numai atât. Dar dacă închizi ochii, poți să vezi o lume întreagă. Dacă închizi ochii, poți să vezi lumea îngerilor. Aici de auzit, mare dar de la Dumnezeu să auzi. Cât de mult poți să auzi? Uite, e nevoie de un microfon ca să mă auzi aici. Dar dacă vorbește cineva departe, nu-l auzi. Dar dacă faci abstracție de lucrul ăsta, dacă ești în Duhul, poți să auzi toate vocile ale Dumnezeu, ale îngerilor, ale sfinților de demult, totul poți să auzi și așa cu celelalte. Și să ne punem ambiția, să luăm hotărârea înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru lucrul acesta. Să știm ce să facem cu viața noastră, să reușim la examen, că Dumnezeu ne cercetează în fiecare clipă. Am și eu un nepoțel, o nepoțică și nepoțelul. O vede pe bunica mereu cu Biblia. Și întreabă, bunică, dar de ce citești mereu aici? Și ea, bunica, nevasta mea, sora Bincea, spune că mă pregătesc pentru examen. Dar tu în ce școală ești? Deci eu trec prin examenul cel mare. Toți mergem la examenul cel mare al lui Dumnezeu și gândul să ne fie să trecem examenul, suntem cercetați în fiecare clipă. Acum, cum să ajungem să luăm hotărâri drepte? În primul rând,
Avusesem de gând să vă vorbesc 20 de minute, dar nu m-am uitat la ceas când am început, așa că facem 20 de minute de acum. Poate vă mai las mai încet. Dar cum ajung eu să iau hotărâri drepte? Cum ajung? Trebuie să știu ce vreau să fac din viața mea. Pentru ce mi-a dat mie Dumnezeu o viață? Pentru ce? Care-i scopul vieții? Odată să stau să mă gândesc, care-i scopul vieții? Spune în Țefania, capitolul 3, 17, v-am mai spus. Și oriunde mă duc, iarăși și iarăși le spun la frate și la suror. În Țefania 3, 17. Ia să ridicăm, să deschidem versetul ăsta. În Țefania. Poate deschideți și voi, ca să vedeți că e bine de citit și pe Țefania. Noi, profeții ăștia mici, nu prea îi citim. Să citim. Așa. Țefania 3, 17? Da. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, o viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și Domnul Dumnezeu nu va mai putea de veselie pentru tine. Tu poți să-L faci pe Dumnezeu să fie așa de vesel, să nu mai poată de veselie. Scopul meu în viață este să-L fac pe Dumnezeu să fie vesel. Trist a fost destul. A văzut toate păcatele oamenilor de la Adam și până acum, toate păcatele oamenilor. A văzut și pe fiul său răstignit. A văzut atâția sfinți chinuiți și răstigniți. Și acum eu vreau să-l bucur, să aibă și o bucurie. Necazul are destul, toți păcătoșii fac necazul. Vreau eu să-i dau clipe de veselie. Dumnezeu șade pe tronul lui, împrejurul său înger, și la un moment dat fața îi se schimbă. Se vede în ochii lui, se vede pe față o asemenea bucurie și îl întreabă îngerul, ce s-a întâmplat, de ce ești așa bucuros? Și lăsați, faceți să cere, uite la Bellflower, am eu acolo o biserică românească baptistă, îmi crește inima de câte ori văd pe frate și surorile de acolo, de câte ori văd pe copilașii de acolo, nu mai pot de veselie ca adevărat copii ai mei. Ăsta e scopul vieții, să-l fac pe el vesel. Nepoțelul meu... Asta este amintirea tuberculozii din închisoare, dar nu mă necăjesc de ea. Știți, românul are un proverb, cât timp un om tușește, nici un popă nu îl îngroapă. Așa că sunt... Așa că și pentru asta trebuie să spui aleluia. Fratele a spus aleluia. Scopul meu este să-l fac pe Dumnezeu să nu mai poată veseli. Nepoțelul meu la 5-6 ani, sorsa mai mare a spus, eu cum mă fac mare doctorii să mă fac. Acum vroia și el să spune ce să faci, dar nu, el nu știa ce să spună. Deci eu când mă fac mare, voi fi un om care o să umplu de bucurie pe mama mea. Ce frumos program pentru un copil de 5-6 ani. Copul meu e să umplu de bucurie pe tatăl meu ceresc. Să fiu de mângâiere lui Iisus, care aici a fost răstignit. Ăsta e un scop în viață, un scop foarte frumos, așa? Spune că Dumnezeu își găsește desfătarea în Sfinții Lui. Vreau Dumnezeu în mine să-și găsească desfătarea. Și mai este ceva în Leviticul 20, o să vedeți într-un singur capitol de 3 ori spune despre preoți. Și noi toți care suntem credincioși, suntem preoți și preotese. Spune că preoții sunt chemați să aducă pâine Dumnezeului lor. Vă știți lucrul acesta? Facem cozonaci pentru copiii noștri, pentru soții noștri, facem fel de fel, plăcinte, facem fel de fel. Dar pâine lui Dumnezeu al tău e, da? Ceea ce hrănește sufletul lui Dumnezeu este dragostea. Sunt sacrificiile copiilor lor. Sunt gata ei să se jertfiască, să facă bine, să hrănește Dumnezeu cu aceasta. E pâinea lui Dumnezeu pe care noi o dăm. Iisus după înviere pune o întrebare ucenicilor săi. Aveți ceva de mâncare? Și ei răspund nimic. Dumnezeirea și ea se hrănește. Deci preoțimea trebuie să aducă pâine. Și scopul vieții mele este să-L veselesc pe Dumnezeu, să-L bucur pe Dumnezeu, să fiu desfătarea lui Dumnezeu, să hrănesc lumea de sus cu gândurile cele mai înalte, cele mai frumoase. Ăsta trebuie să fie scopul în viață. Și dacă ăsta nu este scopul în viață, atunci îl urmăm, indiferent de ce se întâmplă împrejur. Am bani mulți, n-am bani deloc. Am mașină, n-am mașină. Sunt în lanțuri, sunt liber. Sunt sănătos, sunt bolnav.
sunt aproape de moarte sau sunt în culmea unei fericiri. Orice ce ar fi în prejurul meu, eu n-am timp. Nici de comunism, nici de capitalism, nici de nimic din toate lucrurile acestea. Dacă este rege, eu îl servesc pe Dumnezeu. Fratele Pit, când a fost regele aici, a spus, eu eram în Marina Regală. Ce făcea în Marina Regală? Credeți că servea pe rege? Servea pe Dumnezeu. Și eu îl țin minte, cu bereta aceea de marinar pe fratele ăsta. Era nici să-l mai tânăr, fratele Pit. Servia pe Dumnezeu. Și dacă au venit comuniștii, nu s-a necăjit de comuniști. A servit iarăși pe Dumnezeu. Orice ce s-ar întâmpla, noi avem un scop în viață. De a servi pe Dumnezeu. Cu un bărbat rău, cu un bărbat bun, cu o nevastă rea, cu o nevastă bună, cu copii care îmi zdrobesc inima, cu copii buni. Noi avem un scop de a-L face pe Dumnezeu să se bucure și să facem bine oamenilor din prejurul nostru și să pregătim propriul nostru suflet pentru întâlnirea cu mirile ceresc. Vreau să termin să vă spun numai despre un frate care l-am cunoscut personal și care a știut ce să facă din viața lui. La un moment dat, pe deținuț, i-a trimis la canal. Dacă știți, s-a făcut canalul Dunărea Marea Neagră. Bine, a durat mulți ani să iasă canalul. Și erau mii și mii de deținuți acolo. Și muriau ca muștele. Că se muncea 14 ore pe zi, 15 ore pe zi. Nu era duminică, nu era Paște, nu era Crăciun. Tot anul se muncea. Și de dimineața până noaptea. Și era așa foame la canalul acesta. Erau bucuroși oamenii dacă găseau o broască, dacă găseau o cioară, dacă găseau un șoareci, dacă găseau o pisică moartă, dacă se mănânce. Era foamea grozavă acolo. Cineva să mi-a lucrat acolo la canal, stăpân pământ. Și erau bătăi și erau schinguiri, mulți au murit acolo la canal. Și era la canal o brigadă care a fost numită Brigada Religioasă, așa se numea. Acolo erau preoți ortodoxi sau catolici, erau preoți, erau păstori evanghelici diferiți din... Și erau simpli credincioși, bătrâni, tineri. Cine era pentru motive de credință, ăsta era pus în Brigada Religioasă. În brigada asta religioasă, deținuții erau tratați mai rău decât oriunde în altă parte, că ei au pus criminal de rând, brigadier, supraveghetor peste ăștia. Ei erau oameni condamnați la muncă sinică pe viață și le-a spus, vă dăm drumul dacă îi chinuiți pe creștini. Și acum ăștia se concurau unul pe altul, cine știe să chinuiască pe creștini mai rău. Și într-o zi a trecut... toată lumea trebuia în brigada aceasta să stea drept și capitanul, care era ofițerul politic al canalului, trecea printre rânduri, vorbea cu un deținut, cu celălalt, și s-a oprit în fața unuia tare, tare tânăr. Și l-a întrebat, bă, tu ce ai fost în viața ta civilă? El i-a răspuns, domnule capitan, eu am fost Ceea ce am fost, eu încă sunt și voi fi până la sfârșitul vieții. Ce vrei să spui? Ce ai fost? Eu am fost un slujitor al lui Dumnezeu și asta am rămas. Capitanul s-a dat așa înapoi și bagiocoritor. Aha, cu Dumnezeu, cu Hristos, cu lucrurile astea. Tu încă și acum mai crezi în Hristos? Fratele ăsta a trecut câteva secunde lungi cât veșnicia, că el știa veșnicia, se hotărăște acum, știa că Mântuitorul a spus, dacă mă veți mărturisi înaintea oamenilor, vă voi mărturisi și eu în fața Tatălui Ceresc, dar dacă vă lepădați de mine înaintea oamenilor, eu mă voi lepăda de voi. Câteva secunde a reflectat, știa că dacă spune simplu, îl iubesc pe Hristos, poate să însemne o bătaie de moarte. După aceea, fața lui s-a transfigurat, fața lui s-a luminat, așa de frumoasă s-a făcut, cu o voce foarte hotărâtă, dar foarte zmerită, a spus, domnule capitan, când eu am devenit un credincios, eu am știut că în decursul istoriei bisericii, mii și mii de credincioși au fost uciși pentru credința asta lor, eu am știut ce devin. Și când am început să vestesc și altora cuvântul lui Dumnezeu. Mi-am zis, eu vestesc asta acum în libertate, dar dacă vreodată voi purta uniformă de prizonier,
Eu tot pe Iisus îl voi servi. Domnule capitan, vă iubesc și am mare milă de dumneavoastră. Noi avem adevăr și dumneavoastră aveți un bici. Noi avem dragoste și dumneavoastră aveți zăbrele pentru ferestrele celulelor noastre. Nu vă dați seama, domnule capitan, că lupta dumneavoastră e zădarnică. Dacă ați spânzurat toți profesorii de matematică, după ce ați spânzurat pe toți, cât ar face 2 plus 2? 4, ca și înainte. Și 4 plus 4 ar fi tot 8, ca și înainte. Nu se schimbă adevărurile matematice dacă spânzur pe toți matematicienii. Și dacă ați ucide pe toți creștinii, tot așa rămâne. Că este sus în cer un Tată iubitor, că Iisus e mântuitorul sufletelor noastre, că Duhul Sfânt lucrează în noi pentru a ne face asemănător lui Iisus, că există un cer frumos, eu n-am ce să schimb. Domnule capitan, eu îl iubesc pe Iisus din inimă întreagă. Îmi pare rău că eu pot reproduce numai cuvintele lui. Eu nu pot reproduce sufletul cu care el a spus, tonul pe care el a spus cuvintele acestea. Noi toți ceilalți credincioși care am fost acolo ne-am rușinat, fiindcă noi credeam în Iisus, noi speram în Iisus, dar să-L iubia pe Iisus cum o logodnică iubește pe Mire, cum Iliana Cosânziana l-a iubit pe Făt Frumos în povestirile noastre românești, era o dragoste de aceea din inimă, se vedea în ochii și pe fața lui. A fost crunt bătut omul acesta, nu știu dacă mai trăiește sau nu, numele lui era Cociangă. Există oameni de aceștia care știu pentru ce trăiesc. Dumnezeu în cer s-a bucurat că are un Cociang, care are în fața lui un om, care poate să-l omoare în bătaie sau ce nu știu ce să-i facă. Dar Dumnezeu lui este mai presus de toate, prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Hristos m-a iubit pe mine Cociangă, pe mine Richard Gundel, pe mine Hristos. Nu spune că a iubit pe altul. În Galaten, cotați, citiți întreaga epistolă, că de Galaten nu o să găsiți cuvântul ăsta. Hristos m-a iubit pe mine și s-a jertfit pentru mine s-a jertfit, a mers la moarte. Și trăiește acum în mine, cum mă pot eu dezice de El? Și tot scopul vieții mele este ca primind la cruce și văzând ce groaznic se îngerează, tu, Iisus, ai suferit mult, dar aici, în inima mea, nu vei mai suferi. Eu ție vreau să-ți fac bucurie, tu îmi vei da mica mea chemare. Unul îl faci mare sculptor, unul îl faci predicator, unul îl faci cântăreț, unul fac, mie mi-a dat darul să tac. Soțul țipă la mine și eu zâmbesc și tac. Nevastă mă necăjește. Aș putea, nevastă, cum e că? Dar aș putea și să zâmbesc și să tac și să-i dau o sărută așa. Asta e mare dar de la Dumnezeu, mai mare decât al lui Billy Graham. Și să taci, asta e foarte mare dar. Fiecare din noi avem câte un mic dar și cu darul acesta să slujim lui Dumnezeu din inima întreagă. Suntem cercetați în fiecare clipă, în fiecare clip un examen și la examenul ăsta să trecem, că atunci am tras lozul cel mare, dacă ne cazul ăsta, dacă examenul ăsta am trecut, vom fi cu el în bucurie. Cu asta am terminat. Și dacă am terminat, să vă mai adaug numai câte ceva foarte mic. Numai 2 minute mai îmi dați voi. Va fi 2 minute, nu va fi fiecare minut numai 60 de secunde, dar va fi 2 minute. Numai atâta vreau să vă. Zice că un înger, o poveste veche, că un înger s-a arătat unui rob pe vremea aceea, atâta muncit, atâta. Și a spus, uite, îți dau inelul ăsta dă nemurirea, vei avea viața veșnică. Și robul a spus, vai de mine, viața veșnică îmi trebuie mie. Pe viața mea e așa de necăjită, mă pune la munci așa de grele, mai mă bate, nu îmi trebuie viața veșnică. El era rob la curtea împăratului. Și când a fost în fața împăratului, i-a dat lui inelul. Uite, mi-a dat un înger ca eu să trăiesc veșnic. Dar ce-mi trebuie mie viața veșnică? Tu ești împărat. Uite, îți dau inelul ăsta, cât ești împărat, o să fii veșnic. Împăratul a luat inelul, zicea, viața veșnică îmi trebuie mie. Am atâtea belele aici ca împărat, ca și bietul președinte al nostru Reagan. El vrea una, congresul vrea alta, presa e contra lui, altul face de mult. Nu îmi trebuie, am atâta bătaie de cap, n-am nevoie de viața veșnică. A dat inelul la nevastă sa. Nevasta, ce-mi trebuie mie viața veșnică? Cam un soț care așa mă necăjește. Eu dacă aș fi avut alt soț, nu trebuie soț împărat. Și fiecare care i s-a dat, n-a vrut, până la urmă unul a zis, dau
inelul ăsta unui rob sărac, a dat inelul robului care a fost de la început. Oamenii disprețuiesc viața veșnică, nu vin la această viață veșnică, fiindcă ei își închipuie viața veșnică ar fi o prelungire a vieții de necazuri de aici. Nu este. E cu totul altceva. Ce ochi omenească n-a văzut, ce ureche omenească n-a auzit, ce la minte omenească nu s-a stăsuit. Frumuseți și bucurii, cum nimeni nu poate descrie, nu-și poate închipui. Astfel sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. E bucuria Lui să ne dea această viață veșnică și scopul vieții noastre să fie viața veșnică, să fiu cu iubitul, să fiu cu Dumnezeu și cât timp sunt aici să-L fac pe El să aibă o bucurie de mine. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să facem alegerile drepte, să luăm hotărârea aceasta și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere ca zi de zi, clipă de clipă, când suntem cercetați, să alegem ceea ce este bun și drept. Amin.